Bună seara, doamnelor! Bună seara, domnilor! Bine ați venit la cea de-a 30-a ediție a Balului Operei. Eu sunt Loredana Corchiș. Iar eu sunt Marius Constantinescu, alături de dumneavoastră, în direct pe TVR Cultural, TVR Cluj, dar și pe Facebook, la un eveniment care celebrează eleganța, valoarea, eticheta și frumusețea. Vă rugăm acum să vă ridicați pentru intonarea imnului de stat al României și imnului Uniunii Europene. Am ascultat imnul național al României în interpretarea muzicii reprezentative a Ministerului Apărării Naționale și a instrumentiștilor din cadrul muzicii militare a Diviziei 4 Infanterie Gemina, sub conducerea Inspectorului General al Muzicilor Militare, colonel Aurel Gheorghiță, și imnul Uniunii Europene interpretat de Orchestra Operei Naționale Române Cluj-Napoca, ansamblu condus astăzi de invitatul nostru special, director muzical și dirijor principal la New York City Opera, maestrul Constantin Orbelian. Bună
Balul Operei din Cluj-Napoca este cel mai elegant eveniment din România și reprezintă cea mai prestigioasă replică a celebrului bal de la Opera din Viena. Este o ocazie pentru melomanii clujeni și din toată țara de a se întâlni cu vedete ale teatrului liric, de a le onora și de a se bucura de o seară a rafinamentului, a fastului și a bunului gust. Nu sunteți doar spectatori, ci și participanți la o gală cu muzică, dans, strălucire și farmec autentic aici în splendida sală a Operei Naționale Române Cluj-Napoca, pregătită special pentru balul nostru. Balul este și o bună ocazie de a face o reverență unor artiști pe care îi premiem astăzi și de a-i aplauda pe invitații noștri de onoare. Îl invităm acum în fața dumneavoastră pe managerul general al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, baritonul Florin Estefan, pentru a vă ura în mod oficial bun venit la această ediție a balului. Înalt preasfinția voastră, preasfinția voastră, excelențele voastre, stimată doamnă ministru a culturii, stimați domn ministri, stimați domn generali și colonei, stimate domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, stimați rectori și foști rectori ai universităților clujene, stimați invitați, doamnelor și domnilor spectatori și nu în cele din urmă, telespectatori, bună seara și bine ați venit la Balul Operei 2024. Cu bucurie și onoare totodată marcăm în această seară a 30-a ediție a Balului Operei. În această ediție aniversară celebrăm împreună o istorie îndelungată a peste 3 decenii de stil și distincție. Înainte de toate, doresc să-mi exprim aprecierea sinceră pentru implicarea, seriozitatea și determinarea și nu în cele din urmă profesionalismul întregii echipe de organizare, ale căror eforturi și angajament au făcut posibilă și această ediție memorabilă. Fiecare membru al echipei, indiferent de rolul său, de la portari, mașiniști, cabinier, croitor, tâmplar, regizor, scenograf, instrumentiști, directori, soliști, prin munca lor dedicată și prin dragostea lor pentru operă și pentru instituția în care lucrează, au contribuit la strălucirea acestei serii, așa cum au contribuit an de an în organizarea balurilor și a tuturor evenimentelor pe care noi, Opera Națională Română din Cluj, le facem. Fără eforturile acestei echipe, nu v-am fi putut oferi dumneavoastră, publicului nostru drag, experiența magică pe care o împărtășim azi și de fiecare dată la fiecare eveniment și pe spectacol pe care îl organizăm în acest sanctuar și nu numai. Cu riscul de a fi acuzat că mă repet, îmi place să vă spun cum văd eu ce se întâmplă la Balul Operei și în general la operă, la spectacole de fiecare dată. De mai bine de 100 de ani, anul viitor o să fie chiar 105 ani, iubitorii de operă au ocazia să participe la diverse baluri. O să încep cu balul lui Orlovski în Liliacu, balul Violetei și a Florei Bervoa în Traviata, bal Mascat de Verdi, în balul Contesei Glavari din Văduva Veselă și dacă ne și urcăm în mașină și facem câțiva kilometri, vreo 200 și acum avem și autostradă, cu un pic efort putem merge la Timișoara să participăm la Opera Națională Română din Timișoara, să participăm la bal la Savoi. O dată pe an însă, e timpul ca spectatorii noștri, fără de care toate eforturile noastre n-ar avea niciun sens, să se ridice din stal, să coboare din balcoane și să devină
personajele unui spectacol, eveniment care poartă numele Balul Operei. Faptul că toate locurile au fost ocupate și mai ales dorința de a participa multora care n-au reușit să achiziționeze biletele din timp, ar putea ușor să redenumească acest bal al operei ca fiind balul iubitorilor de operă sau mai mult balul iubitorilor Operei Naționale Române din Cluj. Eu vreau să cred că dumneavoastră participați și sunteți la balul iubitorilor Operei Naționale Române din Cluj, pentru că de asta sunteți aici, pentru că ne iubiți și iubiți genul liric. Pentru asta ați venit, sper că pentru asta. În această ediție aniversară... Nu, am dat două pagini. Merge cu tehnica asta. Am deosebită plăcere și onoare să mulțumesc și să fac o reverență în fața Fundației Transilvania Leaders, care este coorganizatorul nostru an de an. Fără sprijinul acesta financiar al Fundației Transilvania Leaders, care este un ambasador al artei, culturii, valorilor sociale, tradiționale și de cult, care reunește Clubul Foștilor Rectori și Clubul Oamenilor de Afaceri, balul fără acest sprijin nu ar avea loc, pentru că ar fi imposibil să-l organizăm, să-l susținem. Doresc să le mulțumesc în mod deosebit tuturor celor care ne-au fost alături în acest parcurs provocator al celor 30 de ani. Și o să încep cu domnul dr. Matei Mico. Îți mulțumesc, domnule Mico, pentru perseverența și inspirația celor 25 de ediții ale Balului Operei, aflate sub egida domniei voastre până în anul 2017, iar apoi doresc să-i mulțumesc din suflet pentru prietenie și susținerea necondiționată în toate proiectele Instituției Operei Naționale domnului Daniel Metz. Și mai cu seamă, pentru că în 2018 ne-a făcut acest cadou, domnule Metz, vă văd acolo, cadou și mulțumesc pentru el, marca Balului Operei pe care noi ne-am luat-o pe umeri și ducem această ștachetă cât de onorabil, cu putință, an de an. Vreau să le mulțumesc special și celor doi producători, aici special numele meu personal, pentru că pe umerii lor stă toată organizarea balului și o să-i amintesc pe Cristian Avram și pe Alexandra Mihali. Cred că bine a zis Alexandra, mulțumesc foarte mult. Sponsorilor, partenerilor media care ne susțin necondiționat de fiecare dată. Datorită deschiderii televiziunii publice televiziunii române, acest eveniment poate fi urmărit în direct de către telespectatorii posturilor TVR Cluj și TVR Cultural, precum și online pe paginile de Facebook ale TVR Cluj și Radio România Muzical și în premieră pe canalul de TikTok al Operei Clujene. Așa cum ați văzut, alături de colegii mei de pe scenă, suntem onorați de parteneriatul cu muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale, condusă de domnul colonel Aurel Gheorghiță, inspectorul muzicilor militare. Ne bucurăm că acest parteneriat și prezența muzicii reprezentative armatei alături de colegi instrumentiști din cadrul muzicii militare a Diviziei a 4-a Infanterie Gemina din Cluj-Napoca, în cadrul balului a devenit tradiție și ne dorim ca această tradiție să meargă înainte cât o mai fi noi pe aici și alături de cei care lor organiza în viitor cât de mult timp posibil. Amintindu-ne de balurile mai de mult, în partea a treia acestei seri, vom avea cu toți ocazia să valsăm în acest salon mare, în care s-a transformat sanctuarul Operei Naționale Române din Cluj, pe muzica interpretată live de orchestra muzicilor militare din România, interpretată de colegii noștri muzicieni militari. Și acum nu o să vă țin mult, vă rog să-mi permiteți să vă spun un gând legat de bal și de operă în general. Cum văd eu lucrurile și m-aș bucura să contemplați un pic la asta și poate să vă regăsiți. Opera este o artă care ne copleșește simțurile și ne captivează sufletele într-un dans al emoțiilor și al frumuseții. Aici, pe această scenă strălucitoare,
se desfășoară povești de dragoste și pasiune, iar în culise se ascund trăiri adânci și emoții neștiute de majoritatea dintre dumneavoastră, de multe ori chiar drame, da, să zicem emoții. Așa cum voci magnifice își unesc sunetele pentru a crea armonie, eu vă invit să ne lăsăm în această seară pradă farmecului muzicii și a dansului și să călătorim împreună prin lumi imaginare, unde iubirea înflorește și visurile devin realitate. Să trăim fiecare moment ca și cum ar fi ultimul și să ne amintim că în inimile noastre există mereu loc pentru mai multă iubire și mai multă frumusețe. Astfel, vă invit să vă bucurați de acest bal al operei, să vă puneți în valoare ținutele de sărbătoare, să fim martorii și creatorii unui moment de pură splendoare și să ne amintim că dragostea și frumusețea sunt cele care ne definesc cu adevărat existența. Eu vă mulțumesc și vă urez o seară minunată, plină de emoție și de bucurie. În continuare, îmi face o deosebită plăcere să invit pe scenă și să ofer cuvântul doamnei Raluca Turcan, ministru al culturii, care ne onorează cu prezența domniei sale în această seară. Și totodată, în numele meu și a colegilor, doresc să îi mulțumesc domniei sale și instituției pe care o conduce și care este ordonatorul nostru de credite, să le mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-a acordat în ultimul an și nu numai, an de an, pentru că trebuie să spun că de la an la an chiar am văzut sprijin din partea Ministerului Culturii și am reușit să mai facem niște pași înainte. Dumnezeu să le țină în aravă. O invit pe doamna ministru să ia cuvântul. Bună seara, domnule manager, în al preasfințiile voastre, excelențele voastre, minunate domni, stimați domni, minunate doamne, stimați domni, vă mărturisesc că am răspuns cu mare bucurie, dar în același timp și cu o emoție puternică la invitația pe care mi-ați făcut-o de a fi alături la acest bal al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, pentru că acest bal, acest eveniment s-a impus pe scena culturală românească, a devenit un catalizator pentru oameni iubitori de cultură. Este un eveniment care pune în valoare artiști aplaudați și prețuiți peste tot în România și în străinătate. Este un eveniment care a creat un model de bună practică între o instituție de cultură și o fundație, Transilvania Leaders, un parteneriat public-privat care, iată, dă rezultate și ați ajuns la cea de-a 30-a ediție. Vă mai fac o confidență. Urmăresc acest bal și m-a impresionat de fiecare dată deschiderea publicului iubitor de cultură față de acest bal care, pe de o parte, prețuiește artiștii și, pe de altă parte, aduce publicul în mijlocul scenei. Și cred că lucrul acesta este spectaculos, pentru că atunci când stăm acolo, în sală, la loje sau pe scaunele noastre, cred că undeva în adâncul sufletului ne-am dorit să fim măcar o dată parte din frumoasa viață strălucitoare a scenei, dar viața care are în spate foarte multă muncă și foarte multe sacrificii. De aceea permiteți-mi să-i felicit pe artiștii orchestrei și cei care ne vor încânta din Orchestra Armatei. Îl felicit pe maestrul Orbelian și aș vrea să-i aplaudăm pentru tot efortul pe care îl fac. Și în această seară și în viața artistică de zi cu zi.
Îmi exprim toată aprecierea și recunoștința față de cei care vor fi premiați în această seară, pentru că premierea și recunoașterea sunt necesare în viața oamenilor de cultură care își pun viața și talentul în slujba publicului și a unei vieți pline de provocări. Ca ministru al culturii mă aflu în serviciu public. Ca ministru, de fapt, sunt în serviciu public, iar ca ministru al culturii mă aflu în serviciul domeniului cultural și din momentul în care am pășit în acest mandat, mi-am dorit ca acest domeniu să devină mai relevant și mai prețuit din perspectiva oamenilor politici și a decidenților. Pentru că, dacă stăm să ne gândim pe fond, este un domeniu subevaluat și subdimensionat. Și faptul că dumneavoastră reușiți acest parteneriat public-privat este un exemplu de bună practică, dar în același timp statul trebuie să fie mult mai preocupat de calitatea evenimentelor culturale și de viața instituțiilor culturale. Aici, în Cluj, am o datorie. După ani de așteptări, să intrăm în linie dreaptă cu refacerea acestei minunate săli. Și aș vrea să afirm că dacă nu se termină mandatul meu de ministru prea repede, vom ajunge ca până la finalul acestui mandat să semnăm documentația pentru începerea lucrărilor de refacere a acestei clădiri minunate. Vă doresc o seară minunată și vă felicit pentru perseverența de a fi parte din viața culturală a României, să străluciți pe scena culturală a României și de pretutindeni și sper să ne revedem în sală sau cu același prilej pe viitor la cât mai multe evenimente minunate. Felicitări, domnule manager, felicitări artiștilor! Îi mulțumim și noi, doamnei ministru Raluca Turcan, îi mulțumim și domnului Florin Ștefan pentru cuvintele adresate. Balul Operei 2024 este un eveniment coorganizat de Opera Națională Română din Cluj-Napoca și Fundația Transilvania Leaders. Susținătoarea Fundației Transilvania Leaders sunt Entity Data, RMB Interauto, Banca Transilvania, Arops Transilvania Software, Transavia, Grupul Dacia, Renault, Nissan, Electrogrup, Darian, Energobit, Remarul 16 februarie, Verdino, Rematim Vest. Sponsori principali ai balului Operei 2024, Banca Transilvania, Arops Transilvania Software, RMB Interauto. Sponsori ai balului Operei 2024, Clubul Gastronomic Transilvan, Rețeaua de Sănătate Regina Maria, Vans Travel, Taylor, Rosemary, Carpatina, Crama Noastră, Crama Știrbei, Crama La Sapata, Tarom, Monom, Maximilian Chocolat, Meron, Grand Hotel Italia, Catwalk, Camino Home, florista Ana Macovei și maestrul florist Nicolae Agop, Cat Art, iTax, designerul Ovidiu Pop, Impress Printing, Eco Garden Construct, Pepe Protect Security, Evening Elegance, Vanilla Events, PMA Invest, Demetra Boutique. Parteneri, Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, Visit Cluj, muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale și Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Parteneri media, TVR Cluj, TVR Cultural, TVR Internațional, TVR Moldova, Radio România Muzical, Radio România Cluj, Făclia de Cluj, EBS Radio. Doamnelor și domnilor, ideea unui bal presupune, nu-i așa, alegeri muzicale care să vă învingă timiditatea și să vă invite la dans. Spre sfârșitul serii ne vom regăsi cu toții în armoniile valsului, aici, pe ringul de dans. Până atunci însă, parada debutanților, realizată în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, cuprinzând 24 de perechi de domnișoare și tineri domni, cu rezultate remarcabile la învățătură, intră în scenă pentru un moment artistic ce anunță deschiderea unei seri de bal strălucitoare. Cele 24 de perechi vor defila pe Poloneza din opera Evgeni Onegin de Piotr Ilici Tchaikovsky. Coreografia este semnată de Anca Opriș-Popdan, la pupitru maestrul Constantin Orbelian. Nominalizat de 4 ori la premiile Grammy, maestrul dirijor Constantin Orbelian este
director muzical și dirijor principal al New York City Opera, una dintre cele mai importante instituții americane de cultură. Este fondatorul Festivalului Internațional de Muzică Palaces of St. Petersburg și directorul artistic principal al Orchestrei Simfonice a orașului Kaunas din Lituania.
Doamnelor și domnilor, suntem împreună la Balul Operei din Cluj-Napoca, un eveniment în care sunt premiați artiști, a căror contribuție asigură un plus de valoare unei instituții dinamice și ambițioase. Premiul Alexandru Fărcaș este acordat în semn de recunoaștere unui tânăr talent și poartă numele uneia dintre cele mai reprezentative personalități ale Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima. Alexandru Fărcaș a împărtășit cu generozitate cunoștințele acumulate și maestria dovedită în artele spectacolului muzical, îndrumând studioul de operă al Academiei începând cu anul 1962. Pe lângă activitatea scenică a baritonului Alexandru Fărcaș, cursurile de regie teatru muzical de la Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima, cu începere din anul 1983, au pus în valoare 17 titluri din creația românească și universală, montate de către regizorul Alexandru Fărcaș. Dintre acestea, 6 au fost premiere absolute. Artistul și pedagogul Alexandru Fărcaș a asumat și rolul de director general al Operei Române Cluj-Napoca în perioada 2001-2006. Laureata premiului este Noemi Onucu, elevă în clasa a 12-a la Colegiul Național de Artă Octav Băncile din Iași, care a obținut numeroase distincții prestigioase. Marele premiu la Concursul Internațional de Interpretare Muzicală Emanuel Elenescu, Marele premiu și premiul Operei Naționale Române Iași pentru colaborare în stagiunea 2022-2023 la Concursul Național de Interpretare Vocală Elena Botez și Gold Prize la Amadeus International Music Awards. Totodată, Noemi a câștigat Marele Premiu la Concorso Internaționale Giulio Neri, desfășurat în Italia, concurs prezidat de celebrul bariton Leonucci. Cea mai recentă realizare este câștigarea Marelui Premiu pentru voce feminină la concursul Verum Solitus Vocal Competition, organizat de Opera Națională Română din Cluj, care i-a adus colaborări cu 11 instituții de operă din țară. Premiul va fi oferit de baritonul Florin Stefan și domnul Remus Pop. Doamnelor și domnilor, să o aplaudăm pe Noemi Onucu. Felicitări! Noemi Onucu a pregătit pentru dumneavoastră o arie care îi va pune în valoare calitățile de soprană lirică de certă valoare interpretativă. Aria Giulietei din opera Capuleti și Montechi de Vincenzo Bellini. Va urma invitatul nostru special, tenorul Stephen Costello, cel care în anul 2009 a primit prestigiosul premiu Richard Tucker. Iată-ne în prezența unui artist aplaudat pe unele dintre cele mai mari scene ale lumii. La Metropolitan Opera din New York, Royal Opera House, Covent Garden din Londra, Lyric Opera din Chicago, Tchaikovsky Concert Hall din Moscova, Opera de Stat din Viena, Opera de Stat din Berlin și Los Angeles Opera. Pentru prima întâlnire cu dumneavoastră, Stephen Costello a ales o arie superbă, Eluce van le Stele din Tosca de Giacomo Puccini. În această seară de excepție aducem un omagiu memoriei celui care a fost Giacomo Puccini, prezentând o selecție din capodoperele compozitorului italian. Ne alăturăm astfel întregii comunități muzicale în celebrarea anului Puccini, marcând un secol de la trecerea sa în eternitate. Apoi ne vom bucura de un alt invitat special, saxofonistul Federico Mondelci, care s-a impus ca unul dintre cei mai importanti saxofoniști ai generației sale și care, prin apariția în 2010 ca solist și dirijor al Orchestrei Filarmonicii din Sankt Petersburg, și-a confirmat statutul de influent și apreciat muzician al prezentului. El ne va interpreta For Elena din filmul Cinema Paradiso. Thank you.
Le stelle e alzava la terra stride all'uscio dell'orto e un passo sfiorava la terra.
Unul dintre numele de lumină ale scenei lirice clujene a fost și rămâne soprana Lia Hubic. Privighetoarea Ardealului a cântat peste 2000 de spectacole în peste 40 de roluri de operă și operetă. A avut un rol esențial în formarea unor artiști de valoare prin activitatea didactică desfășurată la facultățile de muzică din Cluj și Brașov. Pentru meritele deosebite în domeniul artei lirice, Liei Hubic i s-a acordat titlul de artistă emerită, titlul de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, doctor honoris causa din partea Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima și a fost decorată cu Steaua României în grad de cavaler. Opera Națională Română Cluj-Napoca a instituit un trofeu care îi poartă numele și care este destinat unor personalități care au amprentat într-un mod semnificativ viața muzicală a României și nu numai. Artista pe care dorim să o onorăm în seara aceasta a ridicat arta vocală interpretativă la un nivel de excelență. Este o personalitate reprezentativă a școlii românești de canto, cu o prestigioasă carieră artistică internațională. A debutat pe scena Operei Naționale București în rolul Micaelei din Carmen de Georges Bizet, apoi a interpretat Desdemona din Otello, Mimi din Boema, Neda din Paiațe, Dona Ana din Don Giovanni și Tosca, fiind invitată pe mari scene lirice ale lumii, culminând cu Metropolitan Opera din New York. În prezent este conferențiar universitar doctor la Universitatea Națională de Muzică din București și solistă la Opera Națională București. Premiul va fi înmânat de Cristian Rudic, manager general al Operei Naționale Române Timișoara. Și va merge la soprana Iulia Isaev. Și vă mulțumim. În continuare, soliștii și ansamblul de balet ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca ne vor încânta cu o invitație la vals, orchestrație de Hector Berlioz, coreografia Vasile Solomon. Un alt invitat special al balului, saxofonistul Federico Mondelci, s-a născut în Italia și a desăvârșit studiile principale la Conservatorio Statale di Musica Gioachino Rossini și ulterior cu Jean-Marie Londeix la Conservatoire de Bordeaux în Franța. În anul 1981 a obținut Premier Prix și Medaille d'Or al unanimite, marcând începutul unei cariere remarcabile. În doar câteva minute ne va încânta cu Tango din Images from New York de Roberto Molinelli. Va urma apoi invitata specială a balului operei Ecaterina Siurina, care s-a remarcat prin calitățile sale vocale excepționale încă din perioada studiilor, obținând premii importante la competiții internaționale de renume. A cântat Romeo și Julieta la Opera Royale de Valonie și la Bruxelles, Puritanii la Opera din Monte Carlo și Elixirul Dragostei la operele de stat din Berlin și Hamburg. Printre rolurile sale identitare se numără Gilda din Rigoletto la Royal Opera House, Covent Garden din Londra și Deutsche Oper Berlin, Servilia din Clemența lui Titus la Opera Garnier din Paris și Susana din Nunta lui Figaro la Scala din Milano. Pentru prima întâlnire cu dumneavoastră din această seară, Ecaterina Siurina a ales aria eroinei titulare din opereta Silvia de Emerich Kallmann, sub conducerea mereu atentă a maestrului Constantin Orbelian.
Opera Națională Română din Cluj-Napoca și Fundația Transilvania Leaders vă prezintă Balul Operei, ediția 2024. Susținătorii Fundației Transilvania Leaders sunt Entity Data, RMB Interauto, Banca Transilvania, Arops Transilvania Software, Transavia, Grupul Dacia, Renault Nissan, Electrogrup, Darian, Energobit, Remarul 16 februarie, Verdino, Remat Invest, iar sponsorii principali ai acestui eveniment sunt Banca Transilvania, Arops Transilvania Software, RMB Interauto, alături de Clubul Gastronomic Transilvan. Următorul premiu poartă numele unei remarcabile voci de bariton, care a cucerit publicul în interpretări redutabile, mai ales ale rolurilor wagneriene. Dimitrie Popovici Bayreuth nu și-a uitat țara, fie că a cântat la Praga, Berlin, Bayreuth, în Statele Unite ale Americii sau în Rusia. Mai mult, odată cu venirea sa la conducerea Operei Române din Cluj în 1920, a adus un suflu nou în viața instituției de curând înființate. Pentru a forma o operă deschisă către alte instituții de gen din țară și din străinătate, dar mai ales către publicul larg, Dimitrie Popovici Bayreuth a avut în vedere aspecte de mare importanță la acel moment, însă valabile și astăzi. Formarea unor interpreți tineri și valoroși, care să asigure continuitatea fenomenului artistic liric, relevarea calităților creației autohtone de gen și promovarea calității artistice atât în inima Transilvaniei, cât și în restul țării, iată doar câteva dintre principalele obiective ale Operei Naționale Române Cluj-Napoca, subliniate cu fiecare prilej de către Florine Ștefan, actualul manager general. Astfel, înființarea unui premiu care să poarte numele inițiatorului acestei instituții poate fi considerată în egală măsură drept o reafirmare a identității și valorilor Operei Naționale Române Cluj-Napoca. Premiul Dimitrie Popovici Bayreuth îi revine unui artist născut la Cluj, absolvent al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima, la clasa tatălui său, profesorul universitar dr. Mircea Sâmpetrean. Adrian Sâmpetrean a apărut până în prezent pe scenele teatrelor de operă din întreaga lume, între care menționăm Scala din Milano, Wiener Staatsoper, Bayerische Staatsoper München, Opera Național de Paris, Staatsoper Berlin, Teatro Real din Madrid, Teatro La Fenice din Veneția, Opera din Roma, Opera din Monte Carlo, Teatrul Bolșoi din Moscova, Staatsoper Hamburg, Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf și multe altele. Premiul va fi înmânat de doamna Raluca Turcan, ministrul culturii. Doamnelor și domnilor, Adrian Sâmpetrean. Mulțumim mult și felicitări, doamnelor, domnilor, Federico Mondel, și unul dintre invitații special din această seară, se pregătește să vină din nou în fața dumneavoastră cu Oblivion de Astor Piazzolla. Îl vor susține Adelina Gribincea și Augustin Gribincea, soliștii baletului Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, cu o coreografie semnată de Anca Opriș-Popdan. Apoi vom asculta trei fragmente din opera Boema de Giacomo Puccini, Che Geli da Manina cu Steven Costello, Si mi chiamano Mimi cu Ecaterina Siurina și duetul ce încheie actul întâi, O soave fanciula, cu cei doi invitați de onoare. Thank you.
sunt? Chi sono? Sono un poeta. Che cosa faccio? Scrivo e come vivo. Vivo. In povertà mi allieto, sciallo da grande. Thank you.
Ritorno curioso, dammi il braccio mio piccino.
Doamnelor, domnilor, telespectatori care ne urmăriți în direct pe TVR Cultural și TVR Cluj, este momentul să trecem la un premiu care s-a acordat prima dată la ediția din 2020 a Balului Operei Naționale Române Cluj-Napoca. El poartă numele Gabrielei Taub-Darvaș. Coregrafă de balet clasic și profesoară de balet, s-a născut în 1930. Între 1949 și 1952 s-a perfecționat în baletul clasic, nici mai mult, nici mai puțin decât la Institutul Vaganova din Sankt Petersburg. Iar diploma magna cum laude și-a obținut-o la Institutul de Balet Gitis de la Moscova. A semnat coregrafia peste 40 de lucrări clasice și contemporane aici, la Opera Națională Română, a predat dramă și balet, iar în 1970 a emigrat în Israel. S-a stabilit apoi în Statele Unite, unde a deschis, alături de soțul ei, o școală privată de dans pe Broadway. Atât în Israel, cât și în America, a colaborat cu ansambluri renumite de balet, printre altele American Ballet Theatre, New York City Ballet, Elvin Ailey și Merce Cunningham. A avut mai mulți elevi renumiți, iar Mihail Barâșnikov a numit-o pe Gabriela Taub-Darvaș una dintre cele mai rafinate și eminente profesoare de balet din America. Premiul îi revine lui Dan Haja, unul dintre cei mai buni balerini ai generației actuale din România. Repertoriul bogat, experiența și carisma, atribut indispensabil al unui acrobat al stilului, l-au adus pe câteva mari scene ale lumii. A dansat sau dansează în Romeo și Julieta, Spărgătorul de nuci, Zorba, Lacul lebedelor, Amor Amores, Don Quixote, Carmen, Giselle, Copelia, dar și în multe opusuri contemporane. Din 2011 este solista al baletului Operei Naționale Române Cluj-Napoca și unul dintre favoriții publicului pe bună dreptate. Premiul este înmânat de maestrul de balet Vasile Solomon. Doamnelor și domnilor, Dan Haja. În continuare, soliștii de balet Andreea Jura și Dan Haja vor dansa acum într-o coreografie concepută de Vasile Solomon pentru Revelație de Eugen Doga. Thank you.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la momentul marelui premiu al Fundației Transilvania Leaders. Îl invităm alături de noi pe scenă pe domnul Daniel Metz, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri din cadrul Fundației. Bună seara, stimate doamne, stimați domni. Pentru Fundația Transilvania Leaders este o mare onoare de a fi coorganizator al acestui minunat și elegant eveniment încă din anul 2019, un eveniment aflat anul acesta la 30-a ediție. Fundația Transilvania Leaders susține de 10 ani valorile perene ale poporului român, promovând educația, cultura, arta, activitățile medicale, sociale și de cult. Convingerea membrilor fundației este că pe valorile tradiționale, ancorate în modernitate, dar și în abnegația, unitatea și sentimentul profund național al tuturor românilor, se clădesc prezentul și viitorul națiunii române. Contribuim la fundamentarea bazelor și fortificarea stâlpilor societății noastre, onorând și investind în personalități cu potențial extraordinar, proiecte de cercetare îndrăznețe, tineri valoroși pe cale de afirmare, programe de instruire și formare profesională, instituții de cultură artistică, educațională sau edituri și, în ultimul rând, în sport. Misiunea noastră este aceea de a restitui acestor meleaguri idealul național al valorilor autentice și de a consolida continuitatea lor pe pământ românesc. Fundația Transilvania Leaders investește și în sport, cum spuneam. Activitățile economice, afacerile și sportul au multe lucruri în comun, pornind de la motivație, valori, dar îndeosebi viziune. Sportul captează atenția maselor largi de oameni, generând pasiune și trăiri emoționale de o intensitate aparte. Sportul întărește trăsături precum rezistența, determinarea, tenacitatea și hotărârea, aceleași calități fiind necesare pentru a reuși în afaceri. Sportul și afacerile au în comun și alte atribute care permit succesul: planificarea, execuția, implementarea și monitorizarea. Sportul este palpitant și real, ceea ce îl face inspirațional. Acesta este poate motivul pentru care metaforele sportive sunt folosite frecvent în lumea afacerilor, pentru a ajuta oamenii să vizualizeze drumul performanței și să meargă spre victorie. Când performăm mai bine, avem mai mult succes, fie că este vorba de câștigarea unui joc sau de obținerea unui record personal. Ca în afaceri, de altfel. Îmbunătățirea performanței este un efort coordonat al unui grup de persoane, fie sportivi, antrenori, fizioterapeuți, consultanți sau alți profesioniști, direct sau indirect implicați. Asemănător, este generată performanța și în afaceri, începând cu managerii sau angajații și terminând cu furnizorii sau partenerii implicați. La echipa de basket masculin, U Banca Transilvania Cluj-Napoca, dimensiunea pasiunii, determinării, inspirației și a profesionalismului a fost adusă sub mâna antrenorului Mihai Silvășan într-o dimensiune rar întâlnită. Anul acesta, sub conducerea lui Mihai Silvășan, U-Banca Transilvania și-a trecut în parmes a 6-a Cupa României după cele câștigate în anii 2016, 2017, 2018, 2020 și 2023. Tot în calitate, puteți să aplaudați, merită! Tot în calitate de antrenor, Mihai Silvășan a condus U Banca Transilvania spre 4 titluri de campioană și alte 4 supercupe ale României. Cu o carieră de excepție, petrecută doar pe malul Someșului, jucătorul Mihai Silvășan a câștigat un titlu național și a jucat alte 3 finale ale Ligii Naționale. Anul acesta, U Banca Transilvania a ajuns până în sferturile de finală ale prestigioasei competiții internaționale EuroCup. UBT este exemplu perfect de determinare și inspirație, parcursul echipei condusă de Mihai Silvășan fiind remarcat de pasionații de basket din întreaga lume. Pentru că Fundația Transilvania Leaders onorează elitele și performanța, în această seară, marele premiu al Fundației Transilvania Leaders este acordat domnului Mihai Silvășan, antrenorul echipei de basket U Banca Transilvania Cluj-Napoca și al echipei naționale de basket al României, pentru devotamentul față de clubul de basket UBT Cluj-Napoca și performanțele obținute ca jucător și antrenor. Doamnelor și domnilor, să-l aplaudăm cu admirație și respect pe Mihai Silvășan.
Dacă puteți să ne adresați două, trei cuvinte, vă rog. Bună seara! Mă simt extrem de onorat și emoționat să fiu aici în fața dumneavoastră. Mulțumesc Fundației Transilvania Leaders și în special Clubului Oamenilor de Afaceri din Cluj. Faptul că oameni extrem de valoroși s-au gândit la mine mă motivează extrem de mult. Cred eu că, în egală măsură, acest premiu îl merită echipa mea, echipa U-Banca Transilvania, cărora vreau să le mulțumesc din suflet pentru efortul pe care îl depun la fiecare meci, la fiecare competiție în care participăm. Cred eu că un lider bun nu poate să meargă înainte, să fie de succes fără o echipă extrem de competitivă. Vreau să mulțumesc Băncii Transilvania pentru faptul că ne-au primit în familia lor acum câțiva ani de zile, pentru faptul că ne susțin la cel mai înalt nivel, faptul că au fost alături de mine în momentele mai puțin fericite, în momentele în care au pierdut, în care am pierdut, a însemnat enorm de mult pentru mine. Sincer, din experiența pe care o am în scurta mea carieră de antrenorat, faptul că am pierdut m-a ajutat să devin mult mai bun. A fost unul din lucrurile cele mai importante care mi s-au întâmplat. Eșecurile, la fel ca succesul, fac parte din viața noastră, depinde numai și numai de noi, felul cum le tratăm și cum alegem să mergem mai departe. Mulțumesc, evident, familiei mele, părinților mei care m-au susținut de mic în absolut orice proiect am fost implicat și în ceea ce am dorit să fac, soției mele care încă sper că mă mai suportă și este alături de mine, fetițelor mele care sunt zi de zi răspunsuri la întrebarea de ce, care mă fac să merg mai departe și mă fac să privesc în fiecare dimineață, indiferent cât de greu este, lumea cu alți ochi și cu mai multă pozitivitate. Vă mulțumesc din suflet și vă urez o seară minunată în continuare. Felicitări! Vă mulțumim și noi! Doamnelor și domnilor, suntem la Balul Operei 2024, un eveniment coorganizat de Opera Națională Română din Cluj-Napoca și Fundația Transilvania Leaders. Un eveniment care celebrează distinția, valoarea culturală autentică, eticheta și bucuria de a petrece timp de calitate împreună. Susținătorii Fundației Transilvania Leaders sunt Entity Data, RMB Inter Auto, Banca Transilvania, Arops Transilvania Software, Transavia, Grupul Dacia, Renault Nissan, Electrogrup, Darian, Energobit, Remarul 16 februarie, Verdino, Remat Invest. Sponsor principal ai Balului Operei 2024, Banca Transilvania, Arops Transilvania Software, RMB Inter Auto. Sponsori: Clubul Gastronomic Transilvan, Rețeaua de Sănătate Regina Maria, Wens Travel, Taylor, Roze Marie, Carpatina, Crama Noastră, Crama Știrbei, Crama La Sapata, Monom, Grand Hotel Italia, designerul Ovidiu Pop, florista Ana Macovei și maestrul florist Nicolae Agop, Vanilla Events, PMA Invest, Impress Printing. Parteneri: Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, Visit Cluj, muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale și Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Partener media: TVR Cluj, TVR Cultural, TVR Internațional, TVR Moldova, Radio România Muzical, Radio România Cluj, Făclia de Cluj, EBS Radio. Balul Operei este o sărbătoare nu doar a creației lirice, ci și a dansului, a frumuseții, a diversității de expresie și a libertății spiritului, cea care le face pe toate posibile, întocmai ca în valsul Dunărea Albastră de Johann Strauss Fiul, cu Adelina Gribincea, Doina Florea, Augustin Gribincea, Liviu Har, alături de ansamblul de balet al Operei Naționale Române Cluj-Napoca, în coreografia lui Dan Haja. Ei vor încheia această seară de gala. Înainte însă nu uităm că suntem privilegiați de a avea alături în această seară vedete ale scenei de operă.
Ecaterina Siurina și Steven Costello ne vor bucura cu O mio babino caro din opera Giannis Kiki și Nessun dorma din Turandot, ambele de Giacomo Puccini. Nu uitați, 2024 este centenarul Puccini peste tot în lume. Doamnelor, domnilor, Loredana Corchiș și Marius Constantinescu, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în toate aceste ore și vă invită să vă bucurați de miracolul muzicii, al dansului, al primăverii și al bucuriei de a fi odată în plus împreună. O seară frumoasă în continuare! Ma il mio mistero è chiuso.
Thank you.